Nu-i nimic, băieți, trebuie să luptați în continuare. Ducadam apără! Ducadam apără! Bravo, Ducadam! Alexandru a greșit și el, bravo, Ducadam! Echilibrul s-a restabilit. Bravo, Ducadam! Extraordinar este Ducadam în această partidă. Al doilea 11 metri apărat de portarul Stelei. Cred că este o chestie mai puțin întâlnită, un pas mai puțin întâlnit. Lăcătuși! Lăcătuși trebuie să înscrie! Lăcătuși va înscrie! Bravo, Lăcătuș! 1-0. Frumoasă execuția lui Lăcătuș, extraordinară! Balonul sub trimis exact sub bară! Ceilalți jucători sunt invitați să stea în cercul de la centrul terenului. Ducadam din nou față în față cu Pichi, cu un alt jucător, Barcelon și Ducadam apără! Extraordinar! Extraordinar, Ducadam! Al treilea 11 metri apărat de portarul Stelei! Formidabil! Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! Cupa campionilor europene de la București! Bucurie fără margine în rândurile fotbaliștilor de la Steaua! Revedeți acest al doilea gol, această a patra ratare a Barcelonei! Mai bine zis această a patra intervenție extraordinară a lui Ducadam! Câștigătoarea cupei campionilor europeni. Lacrimi pe și vezi lacrimile pe obrajii jucătorilor Stelei. Această superbă echipă românească și-a făcut datoria și astăzi în finala cupei campionilor europeni. Fotbaliștii de la Steaua, antrenorii lor, și-au adus prin această splendidă victorie, prin nostrul lor de recunoștință pentru minunatele condiții create de partidul și statul nostru mișcării sportive, care, iată, cu această cupă a campionilor europeni, i-au adus noi străluciri. Felicitări din toată inima echipei Steaua. Lacrimi de bucurie pe obrajii jucătorilor, pe obrajii antrenorilor de la Steaua. Și de ce n-am spune și pe ai noștri, că suntem aici lângă ei și credem și pe...